Hai la primărie! Doamnelor și domnilor, am revenit în direct la emisiunea electorală Alegeri Locale 2012, aici în studioul Someș TV. În cea de-a doua parte a emisiunii se află în studioul Someș TV, alături de mine, candidatul PDL pentru funcția de primar al municipiului Dej, domnul Gheorghe Benea. Vă spun bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră, pe telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune și mă bucur că sunt din nou în fața dejenilor și uite, în această ultimă săptămână de, practic ultimele zile de campanie electorală, pot să mai conversez cu dânsii și prin intermediul dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule Benea, pentru că tot spuneați că sunteți în ultima săptămână, câteva zile înainte de alegerile locale. Dacă ați putea să ne prezentați un bilanț al campaniei electorale din punctul dumneavoastră de vedere, cum ați simțit această campanie, cum s-a desfășurat, un vorbi categoric și de ceilalți competitori din campanie, cum vedeți Dejul, sunt mai multe aspecte pe care doresc să le punctăm în această seară, vă rog. Deci, fiind aceste zile de sărbătoare și o mare sărbătoare religioasă, am făcut o analiză cu stafful nostru de campanie și am constatat că noi ne-am respectat foaia de parcurs, ca să spun așa, în sensul că am mers în continuare pe aceeași linie de campanie corectă, onestă, de bun simț, în care am încercat, am continuat să prezentăm dejenilor gândurile noastre și proiectele noastre și proiectele prin care noi încercăm să schimbăm în bine viața Dejului și viața dejenilor. Proiectele noastre prin care noi încercăm să facem să se întâmple un lucru mai bun pentru fiecare dintre dejeni în perioada următoare, în perioada următorului mandat de 4 ani și nu ne-am preocupat de atacuri la persoană, de tot felul de amenințări și așa mai departe și chiar i-am felicitat pe colegi, pe colaboratorii mei pentru această linie pe care am reușit să o ținem, uite, pe parcursul celor mai bine de 3 săptămâni de campanie electorală. În același timp am constatat că în această campanie electorală foarte multă lume dintre cei care dintre competitori s-au axat pe tot timpul pe a răspunde la punctele din planul nostru, pe a încerca să se arate bun, facem locuri, creăm condiții pentru, facilităm crearea de locuri de muncă în Dej și în zona Dejului și noi vom crea locuri de muncă. Facem primării de cartier, vom face și noi primării de cartier. Sau alte, susținem dezvoltarea culturii de gene și noi susținem dezvoltarea culturii de gene. Acest lucru de a răspunde tot timpul la ceea ce spun ceilalți, mi se pare nu de ajutor, nu de folos pentru dejeni, adică mi se pare chiar foarte puțin benefic pentru dejeni, pentru că dejenilor ar trebui să le prezentăm punctele noastre de vedere vis-a-vis de dezvoltarea Dejului și dejenii să poată să aleagă în cunoștință de cauză. Ori acest lucru, din păcate, nu s-a realizat. După aceea este faptul că se creează impresia sau se lasă impresia că dejenii pot fi duși ușor, adică pot fi păcăliți. Timp de 4 ani de zile nu le-am petruit străzile din fața caselor, nu le-am curățat rigolele. Ori acum repede ducem o mașină de balast, ducem mașina de tasat acolo și amenajăm cât de cât strada. Uite, un mod de a cheltui banii inutil. Pentru că eu nu cred că astăzi în Dej, în anul de grație 2012, există locuitori ai Dejului care pot fi păcăliți cu astfel de măsuri făcute în pripă, făcute de mântuială vis-a-vis de calitate și de efectul lor și în același timp cheltui niște bani pe care nu-i mai monitorizează nimeni și din potrivă nu contează cât s-a pus acolo, două acolo ca să dăm impresia oamenilor că le-am rezolvat problema, pe care, repet, timp de 4 ani de zile nu le-am rezolvat-o. De asemenea, tot la fel am constatat că acolo unde oamenii se plângeau de lipsa amenajării unor locuri de joacă pentru copii,
Și asta rezultă din discuțiile mele cu oamenii pe în puncte fixe ale dejului, să spun așa, în puncte, în locații stabilite ale dejului. Și acum l-am dus din ce am demontat din parcul mare al orașului, hinte, balansoare, și le-am pus acolo, le-am fixat mai mult sau mai puțin stabil, tot ca să creez impresia în pripă că mă preocupă problemele dejenilor. Ori acest mod de abordare a problemelor mi se pare unul total de la locul lui, ca să nu spun că denotă și altceva, dar în același timp faptul că tratează dejanul, tratează locuitorul dejului ca pe un om care poate fi ușor păcălit, nu-i nimic, mă duc acolo, pun balastru, îi duc o hintă sau un balansoar și o să aibă copiii pe ce să se joace, o să meargă mai liniștit pe stradă, fără să se ia în calcul că la prima ploaie mai sănătoasă, tot petrișul acela o să blocheze niște canalizări, niște guri de canal și o să creeze alte probleme. Deci, am dat numai un exemplu așa de cum se fac în pripă anumite lucruri și cum se creează impresia sau lăsăm impresia că putem să-i păcălim pe dejeni. Ori eu cred că acest lucru nu mai este posibil în anul 2012 în deja. Da. Despre cum vedeți dumneavoastră dejul acum, ce ne puteți spune? Deci, vis-a-vis de dej și de dejeni, situația acum este cea care o cunoaștem fiecare din teren. Dar ceea ce, cum văd eu, este faptul că eu cred că am trezit interesul dejenilor prin proiectele cu care am venit în fața dânșilor. Le-am demonstrat susținând aceste proiecte și posibilitățile de a aduce investitori către zona noastră, că se pot crea, chiar mi-este proaspătă în minte reacția uneia dintre dejeni la o întâlnire a noastră, că nu o să puteți face, nu o să puteți face. Și de unde această impresie că nu o să putem face? Pentru că și alții ne-au promis până acum și tot nu au făcut. Poate e o neîncredere. Este o neîncredere și, după mine, aceasta trebuie, la această neîncredere trebuie demonstrat cu argumente că se poate și că se pot crea în dej condiții pentru locuri de muncă și că se pot crea în dej posibilități de dezvoltare a orașului. Pentru că crearea locurilor de muncă și dezvoltarea economică a orașului sunt legate unele de altele și amândouă vor contribui la crearea de resurse financiare pentru dezvoltarea ulterioară a orașului. Și sigur că proiectele, obiectivele pe care noi le-am propus sunt multe, sunt chiar mari, de amploare. Și probabil și de aici neîncrederea de genuri, pentru că timp de 23 de ani tot am promis că vom face casă de cultură. Uite, dejul nu are o casă de cultură după 22 de ani. Tot am promis de 10-15 ani încoace că vom crea locuri de muncă mai multe și mai bine plătite. Un alt lucru care l-am promis, nu numai că nu s-a realizat, dimpotrivă, numărul de locuri de muncă au scăzut, neexistând angajatori mai mulți și între care să fie concurență, forța de muncă nu mai este apreciată la justa ei valoare. Și atunci și salariile pentru forța de muncă din zona dejului au scăzut, deși sunt oameni foarte bine calificați și foarte bine pregătiți profesional. Deci uite, cel puțin trei aspecte în care suntem deficitari în fața dejenilor și în care, într-adevăr, nu le-am făcut nimic. Ori eu chiar aici am venit cu acest angajament al meu, prin care am arătat că se pot crea locuri de muncă, creind facilități pentru a atrage investitori în zonă. Am dat comparație cu un oraș din județul Cluj, cu Turda, care are aceste lucruri și chiar discutam în cursul zilei de astăzi cu domnul primar de la Turda, cu domnul Ștefănie, și mi-a confirmat încă o dată dezvoltarea parcurilor industriale din zonă și cu potențial foarte mare. Deci vorbim de sute de milioane de euro. Sunt cifre care, sigur că pentru Dej, ar fi reprezentat mană cerească în ceea ce privește locurile de muncă. Dar, din păcate, nu s-au produs la Dej și s-au produs în altă parte. E bine că s-au produs și acolo, e rău că nu s-au produs la noi, dar avem posibilitatea acum acest lucru să se întâmple și în Dej. Și am garanția că prin
Alegerea mea ca primar al municipiului Dej, acest lucru se va întâmpla și va face ca orașul să nu fie un oraș mort. Spuneați la un moment dat că unul dintre cetățenii cu care stă de vorbă, care v-a abordat, vorbea de acea neîncredere, că nu se poate face, că nu veți reuși să faceți. De unde vine această neîncredere a oamenilor, lipsă de încredere a oamenilor în politicieni, haideți să spun? Vine din faptul că li s-a promis și nu s-au realizat. Și sigur că ei rostesc și nume în discuțiile mele cu dânsii, dar nu asta este important. Important este faptul că am mers, nu știu pe ce criterii, dar am mers foarte haotic în a duce niște programe, de exemplu, vis-a-vis de apă canal, apă, rețeaua de apă și canalizare. Am întrerupt-o, nu știu, ne-a venit nouă bine să o întrerupem la o anumită distanță pe o anumită stradă, acolo s-a întrerupt. De acolo nu s-a mai făcut apă canalizare. Sigur că oamenii se întreabă, de ce au făcut numai până aici? De ce nu au continuat această lucrare, care s-a început nu știu când și nu s-a mai continuat? De ce nu s-a prevăzut nimic pentru un anumit cartier al Dejului? Pentru că este cunoscut faptul că Dejul are aceste cartiere, să zic, mai îndepărtate de centru, dacă vorbim de viile Dejului, de Șomcut, de Pintic sau chiar de Ogna Dejului, zone mai îndepărtate de centru și mai sărăcite, mai văduvite vis-a-vis de anumite condiții de crearea unui minim de condiții ca locuitori ai unui municipiu, pentru că oamenii de acolo își plătesc taxele ca locuitori ai municipiului, deci nu ca locuitori ai unui sat sau ai nu știu ce zone. Și atunci trebuie să aibă un minim de facilități în zona respectivă. Și atunci zice, ce îmi spui mie că se va crea parc industrial sau parc agro-industrial, care este o noutate pentru zona noastră și pentru în programele cu care eu am venit în fața dejenilor legat de crearea acestui parc agro-industrial, dar care oamenii au văzut că este manifestă un interes foarte mare față de el. De ce? Tocmai pentru faptul că e noutate. Adică, cum faci parc agro-industrial? Și după ce l-am explicat la oameni ce înseamnă acest lucru, pentru că noi vom crea o zonă în care vor fi facilități ca potențialul prelucrător al produselor pe care le oferă zona și care le oferă oamenii, de fapt, din zonă, nu? Că asta înseamnă fructe, legume, așa mai departe, să fie valorificate și să fie valorificate local, adică să se transforme în produse finite sau semifinite local, pentru că aceasta înseamnă forță de muncă. Și atunci, tu nu trebuie să crezi decât un minim de facilități. Și oamenii au zis, bine, domnule, cum vei aduce facilitățile alea până în viile Dejului, de exemplu, și nu au fost în stare să aducă, n-ați fost în stare, exact așa s-a exprimat, n-ați fost în stare să aduceți apă și canalizare până aici. Și sigur că explici omului, uite, domnule, nu s-a creat, nu știu de ce nu s-a creat, nu știu de ce nu s-a dus până la capăt cu apa și canalizarea în viile Dejului, ca să putem să ducem gaz, energie electrică și așa, și apă, canalizare, și să se facă această platformă de parc agro-industrial. Sunt lucruri cu care lumea, datorită acestei neîncrederi, refuză să creadă că este posibil. Deci lumea crede că, bă, nu e posibil. Dacă nu au fost în stare ăștia până acum, de ce să face, de acum nu se poate face. Ori, părerea mea este că trebuie să privim spre viitor și să ne orientăm tot, să ne canalizăm toată acțiunea noastră spre viitor, fără a privi înapoi cu mânie. Adică nu mă uit înapoi și văd, bă, ăla n-a făcut. Hai să povestesc să nu știu ce. Nu s-a făcut că cineva de-a lungul celor 22 de ani nu s-a sculat foarte devreme dimineața sau a dormit prea mult și așa mai departe, sau s-a culcat prea devreme seara. Nu, dacă nu privim înapoi cu mânie, ci privim cu încredere spre viitor, putem face, putem canaliza eforturile comunității de jene, deci nu efortul unui singur om, eforturile comunității de jene spre a crea un mai bine pentru fiecare dintre de jene. Și când spun acest lucru, mă refer la faptul că o autoritate locală, primar, Consiliul Municipal, trebuie să canalizeze aceste eforturi, să știe să le ducă spre în modul în care se pune piatră cu piatră, cărămidă cu cărămidă și se construiește. Și, repet încă o dată, trebuie să privim înainte cu încredere, pentru că avem potențial și fără a privi înapoi cu mânie. Iar noi luăm acum o scurtă pauză, după care revenim și continuăm emisiunea. Rămâneți cu noi!
Hai la primărie! Continuăm discuția în studioul SOMŞTV împreună cu domnul Gheorghe Benea, candidatul PDL pentru funcția de primar al municipiului. Deci, vorbeați de unele probleme expuse de cetățeni în momentul în care ați ajuns în teren, în mijlocul oamenilor. Ce alte probleme v-au mai fost aduse la cunoștință de către locuitorii municipiului Dej? Am mai constatat, dacă tot facem așa o discuție de bilanț, așa, am mai constatat și următorul lucru, că foarte multă lume, asupra a multă lume, se creează așa o presiune din afară de natura: băi, dacă nu votați cu mine, o să o pățiți, o să vedeți voi. Sigur că se încearcă să fie prezentat candidatul Gheorghe Benea într-o anumită manieră care nu este proprie, și aici aș vrea să spun că această candidatură a mea pentru primăria, funcția de primar al municipiului Dej, nu are menirea sau nu vine din dorința de a face revoluție. Eu candidez pentru funcția de primar al municipiului Dej din dorința de a face evoluție. Revoluția s-a făcut în 1989, dar evoluție în Dej trebuie făcută și trebuie făcută imediat și cu perseverență și bătut monedă pe ea, pentru că altfel nu numai Dejul, din păcate, nu numai stagnează, ci coboară vertiginos pe scara aceasta a deteriorării vieții sociale și vieții economice a orașului aici în zona de confluența Someșurilor. Și această evoluție este văzută prin prisma planului nostru pe care îl propunem dejenilor, obiectivele noastre prinse în acel angajament, prin care considerăm că se poate crea pe toate domeniile de activitate. Ați văzut că noi am venit cu soluții și pentru partea de cultură, am venit cu soluții pentru viața economică, pentru a face să apară optimismul în rândul dejenilor, a nu lăsa ca pesimismul să fie general valabil și să blocheze orice inițiativă în Dej. Ori, chiar acest lucru, zic eu, că este noutate și ar trebui să creeze un interes deosebit. Eu mi-am declarat chiar de la începutul campaniei electorale și susțin în continuare disponibilitatea mea de a discuta pe aceste proiecte, pe aceste planuri cu toți ceilalți contracandidați, pentru că eu sunt convins că cei 7 concurenți care suntem în această competiție, cei 7 candidați pentru funcția de primar, suntem animați de bune intenții. Toți. Eu așa cred, eu așa consider. Și până la proba contrarie îmi mențin această părere. Dar cred eu că o discuție, o prezentare a acestor obiective ale fiecăruia dintre noi în fața dejenilor, în fața oamenilor, ar crea posibilitatea ca ei să fie mai bine familiarizați cu aceste proiecte și să voteze în cunoștință de cauză. Adică nu votează nici la presiune că dacă nu votezi, nu-ți mai fac nimic pe strada ta, dacă nu votezi, nu mai ai un post, un loc de muncă la primărie, sau dacă nu votezi într-un anumit fel, atunci nu o să mai poți să-ți dezvolți nicio afacere în municipiul Dej. Deci cred că astfel de... Ca să nu zic și alte lucruri. Nu cred că, dar votul e secret. Exact asta vreau să spun acum. Deci să deja nu să fie... Fiecare dejan să fie convins că în momentul în care intră în cabina de vot, nu are în față decât propria conștiință, iar prezent acolo este el, Dumnezeu și buletinul de vot. În rest, nicio problemă. Și nu cred că astfel de tratamente, să le zic așa, mai puțin fair play, pot fi traduse în practică. Sunt doar lucruri de care se încearcă să creeze o stare de psihoză, care probabil că cu ani în urmă dădeau rezultate. Dar eu zic că la ora actuală, în condițiile date, acest lucru nu mai este posibil. Deci, eu mi-am declarat disponibilitatea și în zilele care au mai rămas sunt la dispoziția oricărei dorințe de a
prezenta punctele noastre de vedere în fața dejenilor, pentru că trebuie să recunoaștem faptul că Dejul nu are o televiziune, să zic, un post de televiziune dedicat. Așa face ca posibilitățile de informare directă a locuitorilor Dejului să fie mai puține prin mass media decât în alte zone. Și iar îmi vine în comparație Turda. Îmi pare rău, dar asta este realitatea. Cu 4 ani în urmă, când am candidat la funcția de senator și am și câștigat atunci alegerile, dar așa era legea, la Turda era un post de televiziune, n-am să-i spun numele, care local, care emite și acum și care era foarte vizibil, deci era, toată lumea urmărea și știa să urmărească atunci, pentru că erau problemele zonei și acolo se discutau numai problemele zonei, de către cei implicați și sigur că atunci, fiind campanie electorală, cum este și acum, se urmăreau și aceste aspecte și lumea judeca sau acționa în cunoștință de cauză vis-a-vis de anumite proiecte sau de anumite lucruri care se spuneau sau care se prezentau la postul respectiv. Din acest punct de vedere, Dejul este văduvit și cred eu că acest lucru lasă puțin amprenta asupra acestei probleme. Despre angajamentul dumneavoastră, domnule Benea, în ce stadiu vă aflați cu dacă a ajuns la mai mulți? Eu cred că a ajuns la foarte mulți, deci 7.000 de peste 7.000 de angajamente, 14.000 de angajamente, de 7.000 de mape cu angajamente, au fost prezentate locuitorilor Dejului din în perioada aceasta de Rusalii. Ieri și astăzi am făcut o pauză în distribuția, a prezentat mai departe pe zonele încăneate acate din municipiul Dej. De ce? Pentru că am considerat o impietate din partea noastră, că ar fi o impietate să mergem să-l deranjăm pe om în aceste 2 zile de sărbătoare, fiind o sărbătoare religioasă mare, așa, Rusalile, și după aceea fiind, declarându-se și zi liberă ziua de astăzi, oamenii aveau, să zic așa, programul lor, care era cu totul altul decât cel dintr-o zi normală de lucru. Dar de mâine dimineață vom relua, să zic așa, în forță această campanie și sperăm noi ca până vineri să finalizăm absolut toate zonele Dejului, din Pintic până în Deștriaj, din Șomcut până la gara Dejul, până pe 1 mai, așa, și din de unde mai vreți dumneavoastră, din orice parte a Dejului până la cealaltă extremă. Deci am încercat să călcăm și să ajungem cu mesajul nostru, cu angajamentul nostru în toate locuințele Dejului. Cum a fost primit? Aici au fost mai multe moduri de manifestare. În primul rând a fost, cred că am mai spus într-o discuție a noastră pe parcurs, n-am primit încă pensia, nu avem ce să plătim și oamenii noștri au avut răbdare, au explicat că nu este vorba de nicio plată, ci este altceva. Deci și până la reacții foarte favorabile nouă, dar am avut și reacții mai puțin favorabile de natura neîncrederii la care făceam referire înainte și care veneau să spună încă o dată că hai că și voi ne faceți promisiuni, deci ne promiteți. Sigur că oamenii noștri au fost pregătiți ca să dea dovadă de răbdare. Eu m-am întâlnit cu oamenii chiar în zonele în care avem amplasate aceste microsedii de campanie, cum le-am spus noi, din zona pieții de pe dealul Florilor și de aici din zona centrală a orașului, și plus la întâlnirile pe care le-am avut în diverse zone ale orașului cu oameni, am provat personal acest angajament și l-am susținut și chiar în prezența dânșilor, deci am avut posibilitatea să-l oferim chiar în fața acolo, pe view, ca să spun așa. Este un alt mod de abordare a obiectivelor, a problemelor orașului și lumea încearcă să vadă
nu cumva e un truc, nu cumva, deci vorbesc de cei care privesc cu neîncredere. Nu cumva e o șmecherie, nu este nicio șmecherie. Este dorința mea de a implica fiecare de jean în rezolvarea problemelor orașului. Atâta timp cât nu vom încerca să implicăm fiecare locuitor al Dejului în rezolvarea problemelor Dejului, nu vom reuși să facem mare brânză, mare lucru. De ce? Pentru că dacă nu avem susținerea oamenilor în rezolvarea problemelor lor, nu o să le putem introduce din afară. Eu cred că asta ar fi bine pentru Dej și fac asta. Că așa am visat eu asta noapte și fac acest proiect. Indiferent cum se cheamă proiectul, indiferent că se cheamă zona centrală sau conservarea zonei centrului Dejului sau relația parteneriatul cu bisericile pentru bătrâni și pentru vârstnici. Uite, un punct de angajament care a fost primit foarte bine, cel legat de vârstnici. Eu știam că sunt foarte mulți pensionari, îndeși am și datele, dar nu credeam că sunt atât de mulți oameni în vârstă, deci bătrâni, care și-au declarat disponibilitatea de a profita de acest punct din angajamentul meu. Și au intrat în detalii. Cum îl vedeți? Cum credeți? De unde a venit acest punct? De ce l-ați trecut pe lista obiectivelor? Pentru că am văzut că problemele sociale ale dejenilor nu sunt bine soluționate. Deci actuala structură care se folosește astăzi, mă rog, rezolvă parțial problemele, dar nu le rezolvă în totalitate. Și rămân foarte mulți oameni singuri, oameni în vârstă și singuri, care n-au ce să facă. Cum își asigură ei ziua de mâine? Mă rog, au o pensie, pensia le vine, dar ca să meargă să-și cumpere medicamente, deci nu are cine să se ocupe de ei. Fie că, chiar dacă au urmași, dar ei sunt foarte departe duși în altă parte. Și atunci, acest număr de oameni e chiar mai mare decât mă așteptam. Numai din discuțiile pe care eu le-am avut cu oamenii pe parcursul celor 3 săptămâni mi-am dat seama de acest lucru și e o treabă foarte, foarte bine primită. Și eu cred că prin interesul bisericilor față de acest aspect, pentru că am discutat chiar cu toate bisericile practic din Dej, atât cu reprezentația cultelor neoprotestante, cu reprezentația bisericii ortodoxe, dar și ai celor a bisericii greco-catolice, pentru acest aspect și am văzut că este bine primit și din partea dânșilor. Deci eu cred că va fi o problemă de succes pe care o putem rezolva fără investiții majore. Deci nu este nevoie de investiții majore, sunt locațiile care sunt ale primăriei în Dej, sunt nefolosite, sunt neutilizate, chiar situate în zonă centrală, o ușoară amenajare a lor ca să putem să le introducem chiar din toamna acestui an. Au fost și problemele semnalate de către cetățeni și de care ați ținut cont, au fost deja, să spunem, adăugate listei dumneavoastră de obiective. Da, să știți că problema în ceea ce privește locurile de joacă, amenajarea unor locuri de joacă pentru copii și chiar de folosirea terenurilor pentru activități sportive, să zic, mai laborioase, mai de efect, mă refer la fotbal, așa mai departe, au fost lucruri care mi-au fost sesizate și întrebarea a fost de ce ați prins acolo în angajamentul dumneavoastră că veți face numai în cartierul dealul florilor sau pe Mulatău sau Vile Dejului și Ogna Dejului desface acest amenajări și nu și acolo, deci în zona lor. Deci un lucru care și oamenii mi-au arătat, uite, avem terenul, avem tot, este al nostru, ne aparține, deci putem să ne facem treaba. Deci este loc și voi prinde în programul meu toate aceste lucruri care vor veni de la cetățeni. Pe final de întâlnire, domnule Benea, un scurt mesaj, dacă doriți să transmiteți celor care ne-au urmărit. Da, și mă bucur că îmi dați această posibilitate. Mesajul meu este unul foarte clar și precis. Să nu se lase intimidați absolut de nici un fel de amenințare sau de reproșuri sau așa mai departe. Repet încă o dată, nu vin să fac revoluție, vreau să fac evoluție, vreau să realizez un pic mai bine pentru fiecare dintre dejeni, dintre dumneavoastră și prezența la vot a dejenilor în data de 10 iunie este una foarte importantă care va putea să rezolve problemele dumneavoastră. Domnule Benea, vă mulțumesc, ne revedem miercuri seara la dezbaterea finală aici pe Someș TV. Cu mare drag.
noi punem punct celei de-a doua părți a emisiunii electorale alegeri locale 2012. Scurtă pauză, revenim cu următorul invitat. Rămâneți cu noi! Hai la primărie!